Nu e niciun fel de problemă. Am constituat nu știu câți juriști și avocați, asta a fost partea expresa dânsului. Dacă nu ni se plătește primăriei acea parte din profit, imediat putem executa firma. Vreau să spun, știți foarte bine că acea parte din profit reprezintă colosală sumă de 800 de euro pe an. Păi, să fim serioși, acea sumă de 800 de euro pe an poate pune și un țin, poate chiar un angajat de acolo. Deci, e o absurditate. Părerea mea că, și Rareș va spune în continuare, există riscul și, cum să zic, nu securizăm suficient bunurile municipiului care se află în acest contract. Asta este părerea mea și a colegilor mei.